merg pe linia asta. Da, dacă urmez, bineînțeles că sunt greutăți în viață, vrei, nu vrei, te lovești de rele și de... sunt o grămadă de lucruri care îți pun piedică, dar... De așa cum ai zis, dacă urmezi... Dacă îți urmești tu vocea, visul, exact. Visul, da, să ți-l împlinești. Și dacă faci ceea ce îți place, eu cred că poți să-ți urmezi visul pe care te gândeai când erai mică, să spunem, sau așa. Și să mori de foame după aceea? Nu neapărat, însă dacă nu lucrezi din greu la asta, degeaba te duci la facultatea la care ți-ai dorit și... ești un student care nu știe interesul. Eu zic că trebuie să clădești totul așa, cărămidă cu cărămidă, pentru că dacă nu se prăbușește tot. Da. Trebuie să știi ce vrei și da, din moment ce îți place. Te duci la servici și faci ce îți place și ești și plătit pe deasupra. Deci asta chiar... Dar nu cred că sunt așa foarte multe persoane care gândesc așa. Ar trebui să sau luăm, care trăiesc asta. Ar da. Trebui să luăm piedicile care ne apar pe parcurs ca și niște încercări, ca și niște lucruri de care să ne convingem că asta dorim cu adevărat. Pentru că pentru asta mi se pare mie că sunt și piedicile, sunt așa, niște încercări de la viață ca să te convingă pe tine. Ești pentru asta sau nu ești pentru asta? Pentru că dacă ai suficientă putere să lupți, să învingi, înseamnă că asta îți dorești să faci. Însă dacă te lași abătut, poate trebuie să alegi alt drum, ori nu te regăsești aici. Am tot vorbit despre situația învățământului superior, dar cum e viața practică de student? E viață. E o perioadă a vieții, aș putea spune, poate cea mai frumoasă. Pentru că ai scăpat de liceu, ai scăpat de poate unele chestii care te îngrădeau. Bineînțeles, urmează serviciu, urmează viața ordonată, urmează poate viața de familie și tu nu-ți mai permiți. Asta e perioada în care e așa ultima gură de aer în care nu neapărat că ai dreptul, dar sunt îți iei tu timpul ăla în care să te distrezi, să te simți bine, să înveți, să-ți faci prieteni, pentru că bineînțeles, cele mai cea mai lungă a prietenilor din facultate provin. O viață practică. Și cum sunt cursurile? Exact. Noi așa ne imaginăm că vine cineva acolo, un profesor, și vorbește și problema ta ce notezi. Da. Mai ești ascultat la școală? Azi e 14, luăm pe 14 din catalog și se spune lecția? Ascultat. La cursuri, într-adevăr, se predă materia. Vine tot anul, în principiu, sau pe grupe, se predă materia în anfiteatru de 150 de locuri, cam așa. Profesorului nu-i pasă că tu ți-ai notat, tu ești cu laptopul în față. Sau că înveți de pe oră pe alta. Da, sau nu-i pasă, pur și simplu așa, predat materia. La seminarii, în schimb, se face mai mult partea practică. Se urmărește implicarea studentului în... Se urmărește înțelegerea. E așa ca un fel de semi-test, ori? Nu neapărat. Mai ești ascultat oral? Nu neapărat. Nu ești ascultat oral, dar ești provocat la anumite activități în cadrul seminarului și care, bineînțeles, stimulează învățarea. Și ce înseamnă, de fapt, orele de seminar? E pe notă ce se întâmplă acolo? Adică... Depinde. Sunt cursuri la care e pe notă și contează, nota respectivă contează la 30% examen. Din nota finală pe care o vei avea. Pentru că, de exemplu, să luăm o materie oarecare. Prima materie care vine în minte este comunicarea vizuală, de la mine, de la facultate. Ai cursul care ți se predă și ai examenul și ai partea de seminar, unde la fel. Sunt diferite activități. Pe seminar ai luat o notă, pentru că tu ți-ai predat câteva teme diverse, pe care le primești. Și de acolo ai o notă, să zice că o nouă. La examen, te-ai dus, ai scris frumos cât ai învățat și ai altă notă. Și se ia, de obicei, notele de la examen contează mai mult decât cele de la seminar, dar în cazul comunicării vizuale, 50-50%.
Deci se face o medie. Da, se face o medie. Și alte aspecte ale vieții practice, din punct cum de vedere... Cum e la cămin. A, la cămin. Cum e viața la comun. Viața la comun e frumoasă. E așa drastică trecerea de la camera ta proprie. Crede-mă, deci camera mea de acasă este mai mare decât camera de la cămin. Eu dorm singură acasă, dar la cămin dorm împreună cu patru colege. Nu, suntem cinci în cameră. O fericire! Nu, pierzi din intimitate, deci zero intimitate. Zero, spațiu foarte puțin, cât ai patul tău și ai locul tău și ai raftul tău unde să pui cărțile, dulapul tău. Într-adevăr, e și chestia... Acum fiecare cum nimerește. Dacă ești în cameră cu câteva persoane, ok, foarte deschis, foarte de treabă, e bine. Așa cum e cazul meu, pentru că eu am avut norocul să nimeresc într-o cameră de fete de treabă. Și cred că e în funcție și de cămin, dacă au 4-5 locuri, da, poate chiar 3 da. În cameră, dacă au baie comună sau nu. La mine e caz nu? extrem, pentru că stăm 5 în cameră, dar sunt alte cu mine cu 2 persoane, sunt cu 4, sunt cu 2 persoane tip garsonieră, deci... Și cum îți găsești tu, de fapt, căminul? Asta depinde de cât de bine înveți. În principiu, pe boboci, bobocii sunt plasați în cămine cu... mai mulți locatari. Deci, practic, facultatea te... Da, bobocii în primul an prind de obicei camere cu 5 paturi. Dar pe măsură ce înveți, asta depinde de ce medii ai. Dacă ai medii mari și dacă, bineînțeles, ca să prinzi loc la cămin, trebuie să fii la buget. Dacă ai medii mari și se repartizează în funcție de medii. Deci, cu cât ai media mai mare, cu atâta condițiile de cazare vor fi mai bune. Asta nu prea se aplică la primul an, deci la primul an... Și tu unde te pregătești? Este o sală de studiu sau se poate și în da, cameră? Căminele, fiecare cămin trebuie să aibă sală de lectură. La fiecare etaj există câte o sală de lectură. Acum, în sesiune se mai poate și în cameră. Și dacă poți să înveți faci așa un cu 5 în cameră? Nu prea. Dacă faci un pact cu colegele și dacă ele binevoie să te lase, da. Eu mă gândesc așa la nivelul meu de acasă, în Vita Mai apartamentul și în care da. Sunt încă mama și tata și o soră și am așa un test amărât și fac o gălăgie până nu termină toată lumea și agitație. Se face liniște. Gândește-te într-o cameră care e mai mică decât camera ta de acasă. E agitație. Ba, deschizi ușa, tragi scaunul, deschizi o pungă. Da, dar în principiu și mai ales acum în preajma sesiunii, deja nici în sala de lectură nu prea mai sunt locuri și trebuie să dai mită ca să prinzi un loc în sala de lectură. Nu, acum fiecare student cu modul care se potrivește de învățare. Și sunt așa reguli stricte, de exemplu, în căminul fetelor nu au voie băieți, nu, da. Sau nu ai voie să duci la anumită oră sau program. Până la ora sau... 23 nu sunt acceptate, adică sunt acceptate persoane străine. După respectiva oră și se face un control sau chestii de genul? Păi, când intri trebuie să declari camera la care vrei să te duci, trebuie să-ți lași un act de identitate. Asta în cazul băieților, fetele, să zici încă. Dar, în principiu, așa funcționează lucrurile. Dacă treci de ora 23, portarul are notat la ce cameră ești și te roagă frumos să părăsești căminul. A, deci vine sau... Deci vine cineva în control și scoate afară? Te rogă frumos! O dată de două și într-o oră nu mai. Da, păi sunt. Există anumite reguli de igienă? Da, și sunt reguli... Scrise și nescrise, sau? Scrise și nescrise! Sunt în sala de lectură, nu ai voie să vorbești la telefon, nu ai voie să vorbești nici în șoaptă, nu ai voie cu telefonul. Pe holuri nu prea e, adică, da, ieși din cameră ca să vorbești la telefon, ca să ai puțină intimitate, dar nu e ok să vorbești foarte tare, că se aude. Alte reguli... Vă dă cineva deșteptarea dimineața sau...
Depinde. Când prindem femeile de serviciu puțin mai supărate, asta se aplică, regula asta se aplică mai ales în zilele de luni, când fiind început de săptămână. Toată lumea are o zi proastă, adică lunea, na. Și mai fac câte o gălăgie, câte o... Iar ne-a spălat vasele, iar este murdărie în oficiu. Și este, uite, de exemplu... Dar nu sunteți fete, da, știți să o bucătărie faci... comună, da, ori... bucătărie, noi spunem oficiu, deci... Pentru că oficiu. Mă gândesc că în cameră nu poți să... Nu, avem un frigider, și... avem un frigider care ne salvează, dar nu, nu... E bucătărie comună, oficiu, unde este un aragaz cu trei ochiuri... Și poți să-ți gătești, te... da, poți așa igienic, ori... Chiuvet, acolo câteva mese și se rezolvă treaba. Acum nu e bucătăria de acasă și gândește-te că trei lucruri împarți cu cam 100 de fete, 120, 130. Că la fiecare etaj este câte un oficiu. Baie comună, dușuri comune, bucătărie comună, atâta. Deci totul la comun. Da. Și până la urmă să știi că deși sunt unele lipsuri și unele chestii care poate nu e așa ușor să le treci cu vederea, toată viața asta de cămin te educă, ca și cred cum că, ai fi în armată. Cred că te învață să fii mai puțin, da, egoist, să gândești și pentru alții, uite, fac acum 5 minute, dar mă grăbesc pentru că mai așteaptă cineva ori. Da, te ajută foarte mult și... Vezi că tot timpul, de exemplu, dacă ai o zi mai proastă la facultate și te întorci în cămin și poate o colegă s-a gândit să facă mâncare pentru toate și tot i-am pus mâncare la cămin, de la tine am luat cartofii, de la tine am luat carnea, de la tine am luat smântână și când te întorci în cămin și vezi că au pregătit ceva, au gătit, fie și totuși cartofi mai gândește cineva la tine. Și, da, și așa o chestie foarte, foarte... Și învățați și descoperiți lucruri noi împreună. Da, deci și... în ciuda lucrurilor care ne lasă puțin, da, adică... triști când auzim 5 în cameră, aoleo, da, și camera mai mică decât a mea, da, asta și e... te gândești intimitate zero și acasă ești puțin așa când intră mama peste tine și de ce nu... Bați la ușă. Da, sau da, 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 puteam, da, să fac ceva sau chestii de genul. Și când te duci acolo și te trezești cu 100 pentru pentru 3 ochiuri aragaz, e dacă ceva. Dacă ai o problemă, colegele vor fi acolo, în caz că vă înțelegeți bine. Dacă ești fericită, împărtășești. Ieșim la un ceai, ieșim la... Apar și invidii, relații mai puțin prietenoase. Rivalități, bineînțeles, dar bineînțeles. Există grupuri așa... Acum grupuri nu, dar... Mai apar invidii, mai apar neînțelegeri, dar neînțelegerile vin mai mult din partea de dezordine, de... nu știu... de neînțelegere, de băieți uneori, da. De note, poate chiar. De note, da. Uneori... Suntem fete, acum e ceva... Da, uite, de exemplu, eu stau în cămin de fete care studiază la litere. Deci eu, chestie, ca să-ți treacă cineva pe coridor să-ți recite dos oftei, literatură veche, Dimitrie Cantemir, să-ți recite, să... Repete. Da, știi, adică te simți un pic în minoritate și fetele când află rezultatele la un examen, wow, eu l-am luat, eu l-am... E foarte, e atmosfera aia de yay, l-am luat sau... Păi ce frumos să fii student. Da. Păi parcă abia aștept, da, la cum povestește. Și vă mulțumesc pentru prezență și sper că cei de acasă, cei interesați, au avut ce învățat din discuția noastră. Vinerea viitoare vă întâlniți cu un nou subiect, cu alți invitați. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și să aveți un final de săptămână frumos. Pe curând! Ați urmărit o producție Daregin TV. Înregistrarea ei poate fi vizionată accesând www.daregintv.ro.